Suntem de la Elite Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Alexandra, noi cunoaștem că astăzi este ziua ta de naștere. Te felicităm, îți urăm mulți ani, multă sănătate, succes în continuare la învățătură și să ai parte de o copilărie cât mai frumoasă. Aceste flori sunt pentru tine. Și te punem la încercare să ghicești din partea cui cine cel mai mult vrea să te felicite astăzi. Eu mă gândesc că asta mama. Cu siguranță aceste flori sunt de la mămica ta, cea care te iubește foarte mult și îți duce dorul. Ne-a spus că este departe, dar ca tu să știi că ești mereu în inima ei. Se gândește la tine și se roagă ca să fie totul bine la tine, să nu duci lipsă de ceva și să știi că ea dorește mult ca să-ți vadă ochișorii tăi frumoși, așa care să sclipească ca două steluțe. Și ascultă mesajul care ni l-a expediat mămica ta pentru tine. Scumpa mea prințesă, îți spunem cu drag la mulți ani. Suntem departe, dar te cuprind la peptul meu cu mult drag și prin această surpriză sper să-ți fim mai aproape. Ținând în mânuțe aceste flori de la noi, vrem să-ți vedem ochișorii tăi ce sclipesc ca două steluțe, cele mai frumoase din lume. Să știi că ești cea mai adorată și dulce din viața mea. Mă rog deseori să ai de toate, să nu știi de greu, să-ți fie viața senină ca răsăritul de soare, iar sufletul mereu curat și tandru ca rouă de pe flori. Ești toată speranța mea și mă bucur mult de rezultatele bune la școală. La mulți ani, copila mea, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și înțelegătoare. Te iubim foarte mult! Acest mesaj este semnat de părinții tăi, care sunt la Sankt Petersburg. Ține, felicitarea este pentru tine și te rugăm acum să-i spui ceva mămicăi. Îți mulțumesc, mămică, așa că Domnul ai făcut. Și uite, îi spui mami, care este cea mai mare dorință a ta? Pentru că este în ajun de noul an, ești născută și cu siguranță astăzi ce dorință tu îți vei pune în gând să știi că se va îndeplini. Îi spui să audă și mămica ta. Eu vreau să fii mămică lângă mine. Uite, așa, îți șterge lacrimile de pe obrajori și să știi că mămica ta te vede și aude dorința ta, cu siguranță se va strădui să ți-o îndeplinească. Pentru că scopul ei este să te vadă cea mai fericită. La mulți ani îți spunem și noi și cu multe, multe vise împlinite. Deci, dragă Alexandra, din partea tuturor elevilor din gimnaziu, vreau să te felicit cu această frumoasă zi, ziua de naștere, să-ți doresc multă, multă sănătate, să crești o fetiță mare, deșteaptă, să o bucuri pe mămica, pe tăticul și bunica. Vreau să zic că într-adevăr ești o fetiță foarte isteață, ești o bună prietenă, o adevărată colegă și în ajun de aceste frumoase sărbători de iarnă, eu îți doresc la mai mult și la mai mare. Deci să fii fericită! Vreau să-i mulțumesc mult lui Mihaițelu, fiica mea, că mi-a făcut o nepoțic frumoasă, hătruță, învață, cu minte, mă ascultă și doresc succes și mai departe să învețe gine și să mă asculte. Și mă mic sărătate! Dar o fată mă mare, mulțumesc lui Dumnezeu. E așa cum am vrut eu, grijile din dor pornite și nopțile nedormite, pe toate le-am pus la cale. Și uite că fata-i mare, grijile din dor pornite și nopțile nedormite, pe toate le-am pus la cale. Și uite că fata-i mare, spune, lumea spune tu, dacă zic bine ori nu. Știu cum doar întoarce firul, numai mama și copilul. Țara că
iubește. Știe că mama muncește, rugă mașa în spinare. Doar o fată mama are, pentru ea muncesc cât trei. Lumina ochii dormei, rugă mașa în spinare. Doar o fată mama are, pentru ea muncesc cât trei. Lumina ochii dormei.